Complexul Herăstrău este, ca de obicei, alături de oaspeții noștri din provincie, îi găzduiește, cum poate el mai bine, mulțumim mult de tot, Herăstrău. Am vorbit astăzi despre mame, am văzut și o mamă eroină. Îmi pare rău că n-am apucat să vorbesc și cu publicul, mai ales că văd sunt majoritare doamnele. Și chiar aș vrea, uite, să le adresez o întrebare, pentru că n-am făcut-o atunci la momentul oportun. Abia așteptam să intre în scenă Raluca împreună cu cei 5 copii pe care n-apucasem să-i văd în culise și eram curioasă să o văd pe mămica eroină. Ia, ce să le întreb eu pe mămici? Uite, o să vă întreb așa, pentru că sunt mamă și de fată și de băiat. Vi se pare că se crește mai ușor o fată sau un băiat în zilele noastre? Ia să vedem. Cine? Răspunde microfonul. Dați o doamnă acolo. Ce aveți, băiat, fată? Eu am un băiat. Un băiat? Se crește ușor? Cred că se crește un pic mai ușor decât o fată. Ia să vedem, o mamă de fată? Așa cred. Ce zice? Avem o mamă de fată pe aici? Hai că doar n-or avea toate, numai băieți. Așa. Eu am o fată, dar sunt și bunică pentru o fetiță și un băiat. Și una și ceilalți, așa? Da. Și se crește și mai greu o fată, nu? Să știți că mai greu, dar și băieții... Da, se crește. Și băieții sunt foarte pretențioși. Sunt, da? Sigur că Ia să vedem din curiozitate, câte mame de băieți avem noi pe aici? Mâna sus, toate mamele de băieți. Sus. Uite, chiar aș vrea să aleg dintre dumneavoastră, ia să vedem. O mamă de băiat, o mamă de băiat. Ia, dumneavoastră, doamnă. Ia, vă rog frumos, veniți aici lângă mine, chiar să purtăm un dialog ca de la o mamă de băiat la o mamă de băiat. Bună ziua! Eu sunt Marina, vă rog frumos să poftiți aici, alături de noi. Da, ha, ha. Ați mai ținut vreodată vreun microfon în mână? Niciodată? Nu. Bun, luați loc. Așa. Și îl țineți aproape de dumneavoastră. Da. Cum vă numiți? Marin Maria. Marin Maria. Da. Ce nume ușor de reținut. Da. Marin Maria și eu Marina. Da, adică suntem aici într-o șuietă între Marine, Marii și Marin. Da. V-ați așteptat să vă scot pe scenă? Nu, eu băiatul l-am înfiat. A, deci aveți un băiat înfiat? Da, de la Cluj. A, ce frumos! Da. Și l-ați crescut de la ce vârstă? De la 2 ani și 3 luni. Ce frumos! Dar cum v-am nimerit tocmai pe dumneavoastră? Bravo! N-a fost să fie de la Dumnezeu și ați hotărât? Dumnezeu m-a înzestrat cu un copil minunat, care îl iubesc din tot sufletul. Ce frumos! Cum v-ați hotărât împreună cu soțul să adoptați? Sau la început el dorea băiat, eu fată. Și din păcate, fetei n-au fost. N-au fost. Și mi-a fost milă de soțul meu că plângea. Și atunci am zis, iau și băiat. Și așa a fost Liviu meu să fie băiatul meu. Cum l-ați ales? Ați fost n-a la fost o casă de, ales. De... N-a fost. N-a deci... fost de ales. Foarte la 2 ani și 3 luni. Era micuț, n-am mers, nu știa n-a să vorbească. Vorbit, n-a mâncat cu mânuța lui. Deci, practic, era ca un nou născut, da, puțin mai mare. Da, da. Și l-ați luat acasă și l-am i-ați învățat acasă... și dumneavoastră să fiți părinți? Normal. Nu? Ca și orice familie își dorește un copil. Ce vi s-a părut cel mai greu, așa, în primele zile, când l-ați luat, cum ați spus, să-l cheamă Liviu, părut da? Nu mi s-a nimic, Liviu. Da? Și i-am lăsat numele care l-a pus mama lui. Trăiesc părinții lui, știți ceva? Nu știu. Nu știți nimic și nici el nu a aflat. Nici el și nici nu vrea să audă. Nu vrea, înseamnă că vă iubește într-atât foarte de mult. Foarte mult mă iubește. Și eu îl iubesc. Mă iubesc și Nora foarte mult. A, și deci nepoată. Aveți deja și Nora și de doi, aveți și nepoți. De 12 ani. Bravo, felicitări mulțumesc, din toată inima. Mulțumesc. Dar de ce ați făcut acest gest? V-a fost milă de cei care sunt, nu știu, aruncați de mamele care i-au eu adus pe lume? Sau v-ați dorit dumneavoastră Mi-am foarte, dorit foarte mult un copil, eu iubesc foarte mult. Și dacă aveam de la, să fie de la Dumnezeu ai mei, nu mă lăsam fără 4. Mai aveați puțin da. Și o ajungeați din da. Urma pe Raluca da. Da. Ce frumos da. Și ce bucurii v-a oferit Liviu când era micuț și a început să semene cu copiii de vârsta lui? Pentru că la început ați acolo spus că era unde am fost să-l leau da. L-am ales și mi-a spus, Doamne, e al dumneavoastră personal? Zic, nu, zic, îl înfiez, nu cred că seamănă atât cu dumneavoastră încât nu cred. Da? Da. Și chiar semăna? Da. Ce frumos! Da. Vă amintiți ziua în care l-ați adus acasă? Plângea continuu.
Erați doar dumneavoastră și soțul, da? Da. Sau a venit vreun asistent social? Stăteam în câmpia Turzii atunci. În câmpia Turzii. Da. Așa, l-ați adus acasă și ce ați făcut tot cu el? Tot timpul numai a plâns. Tot plângea continuu. Și ce, n-ați intrat în panică? Nu. N-ați dat telefon? Ce fac cu copilul ăsta? Plânge tot timpul, nu? Nu, nu. M-am ocupat de el. Până l-am făcut să nu mai plângă. Nu pun bătaie, că bătaie nu e o soluție. Asta nu este soluția. Țineți mai aproape microfonul. Nu e o soluție a educa un copil prin bătaie. Dar de ce se spune că bătaia e ruptă din rai? Nu, asta sunt așa, principii. Deci de principii învechite. Da, învechite. Câteodată așa mai prinde bine câte o pălmuță la funduleț. În viața mea, cred că de două ori le-am atins și atunci cu milă. Dar înseamnă că ați avut parte și de un copil foarte, foarte bun. Foarte bun, a învățat bine. A învățat bine, da. A fost student. Acum a fost și director. A fost și directorul școlii de la Toma Socolescu din Ploiești. Deci chiar aveți un fiu performant, dacă pot să spun așa. Ce este, inginer? Profesor, tehnolog. Deci inginer la origine. Prelucrarea lemnului. La origine e inginer. Da. Aha. Da. Și are, deci, o soție? Are ce soție, băiat? Soție. Fată? Ce are? Poftim, soția dinsei, fiului meu, este profesoară de matematică. Și au un băiat sau o fată? O fetiță. Fetiță, o să vă trăiască. Da, mulțumesc. Cum, în general, așa, dumneavoastră sunteți o persoană foarte puternică, da? Da, am fost întotdeauna puternică. Tensiunea arterială cum e? Acum mai este. Mai este câteodată, dar nu sare așa. Nu, nu. Nu? Nu. E, atunci vă rog frumos să priviți către intrarea noastră. Da. Așa? Ia să vedem. Fiul meu! Cine e? Fiul meu! E fiul dumneavoastră? Da. Mulțumesc, Liviu! Te rog să iei loc lângă mama. Vai! Bună ziua, bună ziua! Ce băiat frumos aveți! Da, seamănă cu mine! Vă mulțumim mult! Să știți că seamănă cu dumneavoastră, puțin și la freză. Da, avem țepi. Aveți. Liviu, îți mulțumim frumos că ai venit aici. Noi am avut echipa în ședință. Măi, ce facem dacă doamna nu spune, nu recunoaște că are un copil înfiat? Cum îl aducem noi pe Liviu din culise? Și când o întreb, primul răspuns, dar eu am un băiat înfiat. Minunat a fost doamna, doamne! Întotdeauna făceam eu tensiune! Întotdeauna am avut niște părinți deosebiți. Mulțumesc mult de invitație, Marina. Mă bucur că fac parte din familia Marin. Uite, hai să te vedem și niște fotografii. Le mulțumesc foarte mult pentru că m-au crescut și au avut grijă de mine și o să am și o grijă de ei, ca de obicei. Ce frumos! Aici era. Vă mulțumesc mult. Era băiatul dumneavoastră împreună cu soțul, da? Da. Da. Așa. Și acolo sunteți amândoi. Eu sunt mai tânără. La microfon mai aproape de microfon. Cu minijup? Cum era mai tânăr? Da, așa se purta pe atunci. Cum se purta? Cum se purta pe timpul ăla? Patriei, aici puțin mai măricel. Da. Lângă, da, foarte. Deci ai crescut Liviu binișor. Adică aproape că nu mai se mentă. Am avut o educație aleasă și le mulțumesc foarte mult. Când ți-au spus părinții tăi că nu sunt părinții? Eram clasa 10-a. În clasa 10-a. Da. Și cum a fost momentul acela? Pentru că mi se pare un moment lăsați foarte... Lăsați să vă spun eu. Da, ia vă rog frumos. Să ne spună. Așa, doamna Marin deja se simte bine la noi. Am mers cu el la Vălen și pe jos. Zic, Liviu, o luăm pe jos, că mie îmi place mult să merg pe jos. Era în clasa 10-a. Da, și trebuia să mergi 6 km pe jos. Am mers împreună. Și atunci i-am spus, Liviu, eu te-am luat de la casa de copii. Așa, din senin? Nu, am mai mers și zic, te-am luat că te-am iubit foarte mult. Au fost niște probleme cu rudele pe vremuri. Da. Rudele din partea mamei, că nu au fost de acord să aibă copil înfiat. Și până la urmă mama a început să mi-i spună. Și tu, deci până în clasa 10-a tu erai convins că ești copilul părinților tăi, iubeai foarte mult. Am început mult. Să plâng la... Este normal să plângi. Deci atunci, în momentul acela... Ce mi-a spus? Ce la început nu, te-am iubit foarte mult, dar acum te iubești și mai mult. Ce frumos! Așa este, da? Așa este, stimați telespectatori. Să nu plângeți! Să nu plângeți că mă apucă și pe mine, nu vă rog, plânge, din suflet. Nu plânge. Liviu, povestește-mi despre părinții tăi și povestește-mi despre viața voastră din momentul în care ai aflat că ei sunt părinții tăi adoptivi.
Cum v-a spus și mama, m-am născut în orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, pe 9 ianuarie 1975. De 8 martie 1977 am fost adoptat de familia Marin, de mama și de tata. Am urmat, s-au mutat în Vălenii de Munte, am urmat școala generală din Vălenii de Munte, liceul la Ploiești, la Thomas Socolescu, unde profesez și acum la Thomas Socolescu. Profesor de tehnologie, da? Da, tehnologie, uh-huh. Pentru că am absolvit Facultatea de Inginerie a Lemnului de la Brașov. Aha. Mulțumesc mult! După aceea am mari emoții, mai mari, da? Deci am emoții mai mari ca mama, mi se pare și normal. I-ai avut în permanență alături de tine, da. Te-au susținut în tot ce ai făcut. Au existat momente în care tu ai vrut ceva și nu, ei au vrut niciodată altceva? Nu s-au băgat, nici în familia mea, deci nu am avut probleme. Deci este soacra ideală, mama, da? Da, 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 chiar nu deranjează pe nimeni. Vă oferă, Costin, niște șervețele. Așa. Mulțumim, Costin. Unul dumneavoastră și unul lui Liviu, așa le împărțiți frățește. Pe mine m-ai uitat. La mine e dramatic dacă încep să plâng că... Da. Vor curge culorile. Am lucrat la Pipera din București, aha, 3 ani de zile inginer. Prin transfer am venit la Thomas Socolescu. Spunea mama că am fost director o perioadă scurtă, am fost și director adjunct al liceului Thomas Socolescu. Foarte frumos. Ați fost acum mândră, sunt profesor. Da? Știți ce vreau să vă întreb? Prietenele dumneavoastră, vecinele, prietenele, știau povestea? Știau, ba chiar unele, o vecină m-a chiar invidiat. Serios? Da. Le-a zis și bitanul ăsta care m-a durut mult. Sunt invidii, ca peste tot. Sunt copii al părinților care nu ascultă așa cum ascult eu. Se întâmplă. Se întâmplă și sângele, din sângele tău să ai probleme. Corect. Și eu sunt de principiu că cine te crește, acel om este, a făcut un gest de onoare, exact cum am postat pe o pagină de socializare. De unde m-ai și invitat eu, în emisiune. Acum, da, pentru că tot ai amintit, trebuie să le spun telespectatorilor cum am aflat de Liviu. Suntem prieteni virtuali pe Facebook. Nu ne-am văzut niciodată. Ne vedem postările reciproc, ni le apreciem atunci când sunt interesante. La un moment dat am văzut o fotografie în care era Liviu cu mama sa și sub fotografie un text care mi-a atras atenția. Nu mai știu ce ai spus. Ai spus ceva, îi sunt dator acestei... Să dai naștere la un copil este o binecuvântare. Să adopți un copil este un gest nobil. Și mi s-a părut... Mulțumim mult! Mi s-a părut ciudat. Zic, ce legătură are fotografia cu textul? Acolo cred că se ascunde o poveste. Și repede. Dragă Liviu, suntem prieteni virtuali. Eu lucrez în televiziune. Ce a fost cu postarea aceea? Și îmi spune, am o poveste, doamna Marina. Și gata, ne-am împrietenit și mai tare. Am făcut schimb de telefoane și iată-i. Minunat, fiul și mama. Uite că îmi pare rău acum că nu l-am luat și pe tata, da. Din păcate nu mai este. De 3 ani nu mai este, da. A, îmi pare rău, îmi pare rău. Noi avem în emisiunea noastră rubrica Mulțumesc. Nu știu dacă vrei să faci parte din rubrica noastră sau nu, dacă simți nevoia să-i spui mamei astăzi, poate niște cuvinte, eu sunt sigură că tu i-ai mulțumit prin tot ceea ce ai făcut, ți-ai arătat recunoștința, dar poate astăzi, în mod public, vrei să-i mai spui ceva. Doresc să vă mulțumesc, dragi părinți, că m-ați crescut. Vă rog să mă ridic în picioare. Vă mulțumesc foarte mult, dragi părinți, că m-ați crescut și că m-ați făcut un om de valoare. Și chiar sunt fericit și un om norocos în viață, că am avut parte de părinți buni. Și îți mulțumesc foarte mult. Costin, te rog frumos să-i oferi din partea pralincii snădie acea inima mulțumesc pe care o primește astăzi doamna Marin din partea fiului său. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog să luați loc. O să te rog, Costin, să-i oferi acum doamnei Marin și florile și darul de la Fuchs. Pentru că finalul va fi unul deosebit. Domnul profesor Liviu Marin este foarte talentat în muzică. Tu ai activități paralele cu cea didactică. Te-am văzut că ai spectacole. Da. Că... Am urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Ploiești, la clasa profesora Luca Ogneanu. Iată ce copil talentat mult. Aveți! Am participat la diferite concursuri de muzică ușoară,
Asta o fac așa în paralel pentru că îmi place, nu ca o meserie, să spun așa. Pentru sufletul da. Tău. Pentru sufletul meu, da. Eu vreau să-ți urez ție din toată inima succes în tot ceea ce faci, o familie frumoasă, soția și fetița să-ți fie mereu alături și să te înconjoare cu dragostea cu care ai fost înconjurat cât ai stat la mama și la tata, iar pentru dumneavoastră toată prețuirea unei mame și toată admirația telespectatorilor noștri pentru faptul și pentru faptul că l-ați luat lângă dumneavoastră, dar pentru felul frumos în care l-ați crescut. Mulțumim. Emisiunea noastră se apropie de final. Vreau să vă anunț că săptămâna viitoare vom avea o ediție specială filmată în Maramureș, pentru că va fi o ediție în ajun de sărbători și am ales cel mai frumos loc de pe pământ pentru a o filma. Echipa noastră va fi prezentă în Maramureș săptămâna viitoare, unde vom face filmările, deci vă vom pregăti o mare surpriză și după ce veți urmări acum sponsorii emisiunii, o să-i dau lui Liviu Marin posibilitatea să-i dedice mamei, spune tu ce anume. Melodia se numește Iartă, este prima audiție compusă de Mihai Onilă. Ce frumos! Mulțumim deci mult. Sponsorii și dedicație de la fiu către mamă, Liviu Marin. Sufletul spune, să-ți spun ce-mi spuneau ei. Iartă pe cel ce poartă amintirea unei vieți rănită din trecut. Iartă și dă iubire aceluia ce-n viață nu a fost iubit. Iartă pe cel ce poartă amintirea unei vieți rănită din trecut. Iartă și dă iubire aceluia ce-n viață nu a fost iubit. Mare, îmi amintesc și acum. Am întâlnit și oameni buni și răi mergând pe drum. Am întâlnit și viața și moarte am întâlnit. Și amândouă mi-au vorbit de cel ce nu iubit. Iartă pe cel ce poartă amintirea unei vieți rănită din trecut. Iartă și dă iubire aceluia ce-n viață nu a fost iubit. Iartă pe cel ce poartă amintirea unei vieți rănită din trecut. Iartă și dă iubire aceluia ce-n viață nu a fost iubit.
amintirea unei vieți rănită din trecut. Iartă și dă iubire aceluia ce-n viață nu a fost iubit.